Ramona Ioana Bruinsils, candidata Partidului Puterii Umaniste la alegerile prezidențiale din toamna acestui an, a fost prezentă la Călăraș. Simpatizanții PPU au avut ocazia să stea de vorbă cu prima femeie intrată în cursa pentru Palatul Cotroceni. Candidatul PPU a vorbit despre prioritățile pe care le are în vedere pentru schimbarea României și despre proiectele majore pe care le-ar vedea implementate în țara noastră. După cum știți, eu am intrat pe scena politică acum recent. Acum o lună și o săptămână, cam așa ceva. Și am făcut-o cu foarte, foarte mare drag și cu cele mai bune intenții. Sunt aici în fața dumneavoastră și vă asigur de toată sinceritatea mea, vă asigur de aceleași bune intenții pe care le-am avut în momentul în care colegii mei m-au desemnat candidat și vă asigur că nu am alte interese. Avem planuri clare, concrete pentru România. În primul și în primul rând, cred că trebuie să încetăm cu dezbinarea, cu ura în România, pentru că până acum am avut persoane, nu numai președinți, ci și alții, care au încurajat atât de tare ura și dezbinarea și au săpat tranșee între noi, încât în momentul de față, pe oriunde merge în România, vezi negativism, oameni descurajați, oameni dezamăgiți, oameni care nu mai cred în România, oameni care nu mai cred în ei. Cred că putem să schimbăm asta. Românii sunt patrioți, românii își iubesc țara în continuare, chiar dacă nu mai au încredere. Și cred că dacă reușim să avem oameni de bună credință și oameni buni, în primul rând, și oameni cărora să le pese de oameni și de români, cred că avem o șansă să ne dăm mâna cu toții și să construim ceva frumos în România. Ce intenționez eu să fac? În perioada următoare știți că voi fi prin țară. Vreau, așa cum v-am spus și dumneavoastră, vreau să înțeleg de la oameni în mod direct ce își doresc ei cu adevărat, ce așteaptă ei cu adevărat de la președintele țării. Vreau să le înțeleg un pic nedumeririle, vreau să le răspund în mod direct întrebărilor, iar după aceea, împreună cu colegii mei, vreau să construim foarte, foarte clar proiectul de țară cu care vom veni în fața alegătorilor pentru a le cere încrederea și implicit votul. Eu îmi doresc foarte mult să dezvoltăm România categoric, ca oricare român și oricare om căruia îi pasă de țara lui. Cred că putem să facem asta. Pot fi aduse noi investiții în România, mediul de afaceri românesc poate fi încurajat în așa fel încât să se creeze noi locuri de muncă, în așa fel încât salariile să crească, în așa fel încât cei care au copii afară să-și poată revedea copiii și poate încetul cu încet în următorii ani să-i putem aduce pe tinerii noștri în România, înapoi. Adică lucrurile pot fi făcute, dar trebuie să vrei. După ce Dumnezeu să spune că ne ajută și veți câștiga mandatul de președinte, da? Da, Doamne ajută. Corect. Să vă implicați într-adevăr mai mult în ceea ce privește partea de relaționare cu Guvernul României, care va fi la acel moment dat, în sensul dezvoltării mediului de afaceri. Aveți o experiență, aveți o puntă de legătură cu Statele Unite, cred că ar fi cazul, după parteneriatul strategic pe care îl îmbrățișăm, pe care îl urmăm, să se poată dezvolta și aspectele de natură economică. Da. Se simte nevoia capitalului american în România, după părerea mea, pentru că deocamdată, chiar dacă există, nu se vede în totalitate sau nu se vede foarte mult. De acord. Până acum, parteneriatul strategic cu Statele Unite a constat mai ales în cooperarea noastră militară. De acum, chiar și partenerii noștri americani au recunoscut faptul că este momentul să începem să ne concentrăm mai tare pe dimensiunea economică a parteneriatului, astfel încât să reușim într-adevăr să facem mai mult împreună. Ei până acum au făcut unele lucruri, au existat misiuni economice care au venit în România, însă, într-adevăr, așteptările românilor sunt mai mari și trebuie doar să le expunem și să le transmitem clar, pentru că sunt sigură că pot fi legate punți de legătură foarte puternice din punct de vedere economic. Dar pentru asta și noi, ca țară, ca
sistem de taxare, ca sistem în general. Trebuie să arătăm stabilitate, predictibilitate și toate celelalte lucruri care interesează investitorii atunci când iau o decizie de a investi undeva. Dar astea sunt posibil de realizat. Eu am încredere în dumneavoastră. Iar la capitolul ăsta. La capitolul ăsta am totală credere. Da, mulțumesc. Iar în ceea ce privește relația cu guvernul, vă dați seama, președintele când ajunge acolo este și trebuie să fie președintele tuturor. Adică numai în acel moment nu mai ai un partid, nu mai ai apartenență la un anumit grup, ci ești al tuturor. Nu dezbini societatea și nu-i numești penali și nepenali, nu-i numești bogați și săraci, intelectuali și oameni fără școală, toți sunt ai tăi, indiferent de cum se și unde se găsesc ei. Ce ați spus? Mă ierta. Și meu, guvernul meu și... Da, exact. Adică președintele este al tuturor. Da, așa este. Așa este. Nu mai pe dezbinare în țara asta vrem. Deci exact ce spune de sus începe dezbinarea. Să vie de la președinte că nu mai aveam guvern pe X, pe Y, da, nu mai aprobă ministru cu tare. Deci președintele trebuie să fie președinte tuturor românilor, cum a spus. Mai să ne batem român între români. Ridicarea acestei țări din punct de vedere al infrastructurii. Orice, suntem la pământ, asta o știe este... toată lumea, dar nimeni nu realizează nimic. Deci suntem și noi într-o situație ca mulți alții, deși, să spunem, județul Călăraș sau municipiul Călăraș poate fi puțin privilegiat că este la jumătatea drumului dintre Constanța și București și avem această autostradă. Dar, de altă parte, sunt unele aspecte care, uitați-vă, noi la nivel de administrație județeană Călăraș ne chinuim de o grămadă de timp cu cei de la Ialomița să facem podul și pasarela peste calea ferată. Dacă în urmă cu 10 ani traficul de mărfuri nu era atât de dezvoltat, sau era într-un declin la acel moment dat, atât din punct de vedere al traficului feroviar cât și rutier, vă spun sincer că din anul acest, de aproape 2 ani în urmă, s-a dezvoltat foarte mult și este un chin, realmente un chin. Și cei de la compania națională, fac studii peste studii și probabil că o să realizeze, dar, să spun o chestiune care ne afectează pe noi, Călărașul și Ialomița, și nu numai. Deci nu numai. De infrastructură se plânge întreaga țară și o știm, de infrastructură se plâng și investitorii, se plâng și oamenii de afaceri români, se plâng și ambasadele, toată lumea ne spune din nou și din nou de infrastructură. Nimeni nu înțelege de ce nu s-a întâmplat până acum, de ce nu am avut noi voința adevărată să facem ceva. Nu pot eu să judec ceea ce s-a întâmplat până acum, dar pot să văd că nu avem infrastructură, asta este clar și în 30 de ani ar fi trebuit să avem. Dar revenim la aceeași chestiune. Dacă noi începem să dialogăm între noi, constructiv, și dacă noi ne dăm mâna în primul și în primul rând, și dacă ajungem la discuții și negocieri cu toate celelalte partide politice și cu toți factorii de decizie din societatea românească, și dacă agreem oameni buni, care sunt prioritățile țării noastre, indiferent că ești liberal, că ești userist, că ești PSD-ist, că ești umanist, că ești udemerist, cine ești? Care sunt prioritățile țării noastre? Păi sunt astea. Atunci, asupra acestor priorități ne dăm mâna, uităm de războiul politic, ne războim pe alte lucruri care nu sunt atât de importante, dar lăsăm țara să evolueze, să meargă mai departe, pentru că fără asta stăm opriți. Doar dacă doresc unii să ne oprească. Dar eu cred, sincer, cred că a venit timpul României și cred că nu ne mai pot opri unii și alții. Dar până acum, doar să nu ne oprim noi pe noi înșine. Știți? Asta este, despre asta e vorba. Trebuie lăsate orgoliile politice deoparte, trebuie lăsate bătăliile deoparte și gândit constructiv ce trebuie noi să facem pentru România. Iar o femeie, chiar dacă pare mai slabă că e femeie, o femeie poate să gestioneze foarte bine simpatiile și antipatiile din jurul aceleiași mese, orgoliile din jurul aceleiași mese. O femeie știe cum să se adreseze fiecărui om din jurul ei. Asta o vedeți cu toții și în familiile dumneavoastră.